stresul poate fi mai degrabă, să spunem, un factor de risc, fie prin adoptarea unui regim de viață incorrect, alimentație necorespunzătoare, fumat, consum de alcool, dar nu poate fi cauza directă a unui accident vascular cerebral. De aceea, dacă ca și etiologia accidentului vascular cerebral v-a fost indicat stresul, nu ar trebui să fiți mulțumiți cu această explicație, ar trebui să continuați investigațiile.